Începe Festivalul Internațional de Teatru de la Sibiu. 10 zile cu peste 2000 de artiști din 38 de țări, 600 de evenimente, 100 de spectacole online, premiere mondiale, teatru, dans, circ, operă, muzică, expoziții, lansări de carte, acrobații și parade. Programul primei zile a FITS îl găsiți pe Ora de Sibiu. În ședința de guvern de joi a fost aprobat un proiect de hotărâre ce cuprinde indicatorii tehnico-economici pentru construirea unui nou corp de clădire la Spitalul Militar din Sibiu. Finanțarea va fi asigurată exclusiv din fondurile Ministerului Apărării. Noul corp de clădire va fi construit în curtea spitalului, iar costurile aproximative se ridică la 97 de milioane de lei. Scene de groază în localitatea sibiană Șura Mică. Între doi vecini s-a iscat o ceartă aprigă, nu s-au înțeles în privința achiziționării unor porci. Pe fondul consumului de alcool, lucrurile au degenerat, una dintre persoane fiind lovită în cap cu o sapă. În urma celor întâmplate, inculpatul a fost arestat preventiv, fiind cercetat într-un dosar ce are ca obiect tentativa de omor. Urmăriți știrile zilei pe oradesibiu.ro.